Cuvântul ăsta pe care Domnul astăzi vreau să încep să-l predic din Efeseni 5:18, vrea să scoată în relief două adevăruri foarte esențiale. Și primul adevăr pe care, cu care vreau să încep este: nu vă îmbătați de vin. Știu că va naște multe controverse, dar vreau să mă duc dumneavoastră în toată Scriptura, pentru că toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt. Aleluia. Și de folos să îngustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în împlinire. Și vreau ca Scriptura, care este Cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt infailibil, adică fără greșeală, vreau să mă ocup de versetele care traduc acest cuvânt. Și categoric nu voi putea începe altfel decât cu porunca lui Dumnezeu privitor la alcool. Voi știți că în Sfintele Scripturii este o poruncă cu privire la alcool? Și mă uit cu noastră, cu Dumnezeu, în Cartea Proverbelor, în capitolul 23, voi citi întreg citatul de la 29 la 35, versetul cheie este 29 la 31. Ăla este porunca propriu-zisă dată de Dumnezeu. În Proverbe 23:29, cuvântul spune așa: ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără pricină? Ai cui sunt ochii roșii? Proverbe 23:30. Ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Și acum mă opresc la versetul cheie. Proverbe 29:31. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor. Proverbe 23:32. Dar pe urmă, ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un bazilic. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catar. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu sunt nimic. Când mă voi trezi, mai vreau vin. Vreau să vă spun foarte clar și foarte concret că Dumnezeu este împotriva consumului mic sau consumului mare. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să spună astăzi că El încă de la creațiune, când Dumnezeu a făcut cerul, luna, stelele, apele, pământul, viețuitoarele, a rostit o primă binecuvântare în Geneza 1:28. Și această binecuvântare vreau să-i dau citire și noastră să fiți foarte atenți. Dumnezeu, cu alte cuvinte, binecuvântă ce? Hrana. N-are nici o virgulă ca să binecuvânteze băutura. Fiți foarte atenți. Pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu al ordinei și un Dumnezeu care vrea eu și tu care mă asculți să înțeleg, să-i fac voia. În Geneza 1:28 Dumnezeu spune așa: Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Geneza 1:29. Și Dumnezeu a zis: iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță, care este pe fața întregului pământ, și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră. Dacă pe Dumnezeu l-ar fi preocupat băutura, și în primul rând vinul, care naște multe contradicții, Dumnezeu ar fi avut un paragraf și ar fi spus: cultivați vitele vie, stoarceți-l și vezi. Dar spune: sămânță, pom, rod, sămânță, să fie hrana voastră. Acum, în primul rând, mă reîntorc la versetul din Proverbe 23, în care, capitolul 23:31, în care spune cuvântul: nu te uita la vin. Prima interdicție. Dacă Dumnezeu spune nu te uita, te întreb eu:
Mai poți să cultivi visele vie. Mai poți să stori struguri. Mai poți să vei când El spune nu te uita. Ce vreau să spun foarte clar este porunca lui Dumnezeu absistență totală. Total. Cei ce sunt mântuiți în Dumnezeu nici n-au voie să pună mâna pe sticlă, pe pahar, nu să-l bea. N-au voie. Și pe cuvântul acesta am fost chemat la o slujire într-o cetate, într-o țară, unde ca subiect de discuție a fost exact voie consumul de alcool sau nu-i voie. Și am reușit o ajutorul Dumnezeu ca acel popor din acea țară să înțeleagă că Dumnezeu este împotriva consumului puțin sau mult. Dumnezeu nu permite. Și acum, uitați-vă, mă uit la verset sacadat și vreau să citesc versetul ăsta pe cuvinte. Nu te uita. Acum, cu ajutorul Dumnezeu, mă voi opri la ochi. Pentru că Biblia mea spune așa. Dacă ochii tăi sunt curați, tot trupul tău este plin de lumină. Haideți să ne uităm la câteva modele a unor oameni care s-au uitat unde nu trebuia. Și uitați-vă un prim exemplu, vi-l dau în grădina Edenului, în care Dumnezeu te spiază pe cei doi oameni, pe Adam și pe Eva. Acolo, în grădina Edenului, Dumnezeu așează cei doi oameni cu un scop clar. Să lucreze grădina și să mănânce din toți pomii care erau acolo, afară de pomul cunoștinței binelui și răului, că celălalt Adam avertizează după porunca aceasta, că în momentul în care vei mânca din el, vei muri. Și cuvântul Domnului vreau să vă spun foarte clar. Haideți să nu intru încă acolo, în exemplul lui Adam și Eva, să vă duc la încă un cuvânt pentru noi, ca popor al lui Dumnezeu, la încă un paragraf care scoate relief porunca lui Dumnezeu cu privire la absistență totală. Absistență totală. Și când spun asta, cred că nici unul din noi n-are în cămara lui o sticluță de un gram, nu butor. Pentru că Dumnezeu e sfânt și eu trebuie să fiu sfânt. Și deschid cu voi Sfintele Scripturi în Cartea Leviticului, capitolul 9. Pentru că eu, ca om al Dumnezeu, conștientizez că sunt un popor sfânt, un neam ales, o seminție de preotul cu Dumnezeu din mine și voi. Amin. Și uitați-vă aici ce spune cuvântul în Levitic 10:9. Tu și fiii tăi împreună cu tine să nu veți fi nici băutura amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri. Mai departe, Levitic 10:10. Ca să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt. Ce este necurat, de ce nu este curat. Levitic 10:11. Și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care le-a dat Dumnezeu lui Moise. Vreau să spun niște adevăruri foarte clar. Moise primește această revelație din partea lui Dumnezeu și o lasă scrisă pe paginile Sfintelor Scripturi ca eu, care vin la altar să slujesc, copiii care vor sluji în urma mea, să nu beau vin sau băutură îmbătătoare și doi, să învăț pe cei care mă ascultă căci nici ei n-au voie să bea nici cantitate puțină, nici cantitate mare. De ce? Că Dumnezeu este sfânt! Aleluia. Și Dumnezeu vrea să spună prin acest cuvânt. Eu care slujesc altarului, trebuie să-mi învăț la rândul meu, copiii mei, copiii voștri, căci a consuma cantitate mică sau mare este împotriva voii lui Dumnezeu. Dumnezeu are un cuvânt foarte clar. Să nu bei ca să nu mor. Fiți foarte atenți! Consecința că omul bea, în primul ce se întâmplă trăiește Dumnezeu, moare. Relația spirituală, morală, intelectuală, ne întrește Dumnezeu dispare. Și
cei doi oameni din grădina Edenului, în momentul în care Dumnezeu le-a dat porunca aceea, să nu mâncați, că în clipa care veți mânca, veți muri. Porunca e poruncă. Porunca asta nu se discută și nu se poate modifica cum vrem noi. Mă uit acum referitor că aici, voi care știți Bibliile, veți găsi ștecul la Paște, spune, bun, acolo vor da și cuvântul pentru preoți, pentru cei ce slujesc la altar, pentru cei ce împart cuvântul, pentru cei ce fac voia lui Dumnezeu. Și vreau ca să am un cuvânt paralel din cuvântul acesta și îl găsesc cu ajutorul Dumnezeu în 1 Petru, capitolul 2, de la 5 în jos. Voi citi ca să vedeți că toți sunteți preoți. Dumnezeu a făcut din voi o seminție de preoți. Deci dacă Domnul spune că preotul, copiii lui, n-are voie să consume alcool. Și noi, care suntem preoți în Noul Testament, n-avem voie. Și mergem în 1 Petru 2 cu 5, cuvântul spune așa, și voi ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. 2 cu 6. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, alează scumpă și cine se încrede în el, nu va fi dat de rușine. 1 Petru 2 cu 7. Cinstea aceasta este doar pentru voi care ați crezut. Atenție! Cinstea aceasta este pentru voi care v-ați pocăit. Cine crede, se pochează, este mântuit. Cine nu o sândi. Dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au levat-o zdarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și piatra asta va fi o piatră care te, pentru cei va cădea, îi va spulbera, iar cei va cădea peste ea, îi va zdrobi. Și vreau să spun că piatra aceasta este Iisus Hristos. 1 Petru 2 cu 8. Și o piatră de potrivnire și o stâncă de cădeare. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta se rânduiți. 1 Petru 2 cu 9 și aici încheie. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Ce suntem noi? O seminție de preoți. Ce suntem noi? O preoție împărătească. Ce suntem noi? Un neam sfânt. Ce suntem noi? Un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Ce suntem noi? Răscumpărați lui Dumnezeu. Că ne-a spălat hainele sfânt, sângele de Lui. În rămâne Lui suntem albiți, curățiți, sfinții, stămătuiți. Glorie Lui. Amin. În Vechiul Testament, preoția se limita la omul care slujea la altar. Și la urmașii lui. În Noul Testament, preoția este peste toți. Care încheie legământ de viață cu Dumnezeu. Așa că nu te poți scuza, scumpul meu care m-a uns, că ești anemică de sânge și că pentru anemia ta trebuie să bei alcool. Vreau să spun, bei alcool, mor! Mor! Nu uita cuvântul din Levitic. A consuma alcool, cantitate mică sau cantitate mare. Nu contează. Mor! Vreau să te întreb, cât a mințit Anania și Safira? Cât a mințit? Un pic, nu? Un pic! Cu atâta zvândut! Da, cu atâta. Da? Și pentru fapt asta au murit. Adam și Eva, cât au mințit? Cât au mințit? Oare a zis Dumnezeu? Păi nu, nu a zis Dumnezeu și femeia câtă jertă. Putem mânca din tăți pomii din grădină. Dar de pomul cunoștință din șoși îl mâncăm, că în clipa în care mâncăm, murim. Nu au zis șarpele. Veți fi ca Dumnezeu. Și atunci femeia o lua, o mânca, o da bărbatul ei care era lângă ea, o mânca și el. De atunci, moartea morală, spirituală, a încetat. Și a intrat moartea în lume. De atunci, experimentează oamenii moartea. Moartea biologică. De atunci, mor oamenii de la călcarea poruncii date de Dumnezeu, unde? În Eden. Și cuvântul spune că noi, care suntem preoți, un neam de preoți, o preoție sfântă, avem un rol
Noi am încetat să mai păcătuim. Noi am trecut din custodia împăratului Întunericului în brațele și în împărăția Luminii. Noi mai slujim icoanelor, idolilor, tradițiilor, obiceiurilor, dogmelor. Noi îl slujim pe Iisus Hristos. Amin. Cel ce-a murit și-a înviat și-a stăviu. Ce-a stărățat dreaptă Dumnezeu. Pe El îl slăvim. Pe El îl cinstim. Pe El îl glorificăm. Noi îl glorificăm. Slăvim să fie Dumnezeu. Avem un rol ca preoți. Noi suntem preoți. Avem un rol ca ori de când ori este slujire în casa Domnului să fim aici. Avem un rol când unul dintre noi este bolnav să-l vizităm. Avem un rol când unul dintre noi este în suferință să ne rugăm pentru el. Avem un rol să ne împărțim pâinea, banii cu cel în lipsă și necaz. Avem un rol să sprijinim bunul mers al Evangheliei și să facem ca sponsorizările noastre să ajute la trimisul misionarilor în lume. Domnul să ne ajute pe fiecare! Fiecare avem rolul acesta. Și vreau să spun că eu și voi trebuie să contribuim ca Evanghelia Părcii să ajungă până la marginea Pământului și mântuirea să iei fiecare dintre noi. Mă duc la în colegi, pentru că nu pot intra în exemple de Scriptură, până când mă duc la niște legi pe care Dumnezeu le-a dat un scop clar. Și Biblia spune așa, tu ai datoria să înveți poporul, ce? Legile Domnului și doi, poporul să învețe să le păzească, să le împlinească și să umble în credincioșia mea. Amin. Și vreau să te asigur că dacă tu nu vei asculta, nu vei învăța, nu vei păzi, nu vei umbla în credincioșie, sfârșitul tău este iat. Vreau să te asigur. Nu vreau să te spăimânt. Vreau să spun foarte clar. Nu poți sluji la doi stăpâni. Ori slujești pe Dumnezeu, la adevărat, singur Dumnezeu, și te închin lui, și pe El îl slujești, ori slujești pe Satan, puterea Întunericului, și te închin lui, și slujești lui. Și mă duc la Nazirei. Legea Nazireatului o găsim scrisă în numeri 6:3. Vreau să spun și tu, care mă asculți acum, ești un Nazireu. Dumnezeu a făcut din noi o preoție sfântă, ne-am sfântul popor ales, a făcut din noi niște nazirei. Și uitați-vă noastră în cartea numerilor 6:3, cuvântul spune așa, să se ferească de vin și de băuturi îmbătătoare. Fiți foarte atenți! Să se ferească! Nu să bei! Să te ferești! Loheta sa e, simt că e aici! Simt că se odihnește Duhului peste mine! Și vrea să mă trezească la adevăr! Nu pot sluși și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu pot fi așa paharul Domnului și paharul dracilor. Nu, fraților! Pentru că atunci când vei paharul dracilor, intri în părtășie cu Satan. Când vei paharul Domnului, intri în părtășie cu Domnul. Paharul binecuvântat pe care noi binecuvântăm așa Domnul ce este? Legământul cel nou, făcut în moartea Domnului. Cu alte cuvinte ce binecuvântăm noi? Sângele Domnului. Domnul fie să mișo dat. Mă duc mai departe. Să nu bea nici oțet făcut de vin. Ai grijă! Sunt mulți care consumă oțet de mere. Biblia spune, nu-i voi! Deci nu-i voi să bei vin, nici oțet făcut din vin, din vreo băutură vădătoare, să nu bea nici o băutură stoarsă din struguri, să nu mănânce struguri proaspe și uscați. El zice acum că o nebunie a tare. N-am nebunit. Nu am nebunit. Este în carne și oasă. Biblia mea nu greșește când pune Dumnezeu punctul pe aceste lucruri. Mai târziu o să vă dau exemple clare unde au dus la neascultare și la răzvrătire. Și vreau să spun clar. Dumnezeu știe de ce dă porunca asta nazireilor ca ei să se ferească de vin, de băuturi vădătoare, să nu bea nici oțet făcut din vin, să nu consume nici fructe din care se extrage vin. Din ce cauză? Consumând o calitate mai mare, fiind timp de vară, te trezești că alcoolul fierbe în tine. Și vreau să spun, Domnul Iisus Hristos, când face asemănarea asta, mulți comparația asta, că la nunta din Cana Galilei, Iisus a transformat apa în vin. Vreau să vă aduc picioare de pământ, copilor. Crezi că Iisus vorbește împotriva lui Iisus? Iisus a transformat apa în vin. În ce vin? Cum a fost sângele lui Iisus Hristos? Curat! Curat! Sângele care vedem la cina Domnului cum este, este rodul vieții. Nu conține ferment. Dacă voi veți vin împărător la cină, înseamnă că spurcați ce? Trupul jertfa Domnului Iisus Hristos! Iisus
în primul pas și dictat lui Moise în Exod 12, precizează foarte clar. Mergi un an fără cusur de parte bărbătească, miel sau iert, să fie sacrificat în a 14-a zi a lunii întâi, o parte din sânge acelui mel, să se păstrează în strachile, să unge ușor în ușii pragul cu de sus, din ce cauză? Că atunci când îngerul nimicitor va trece pe lângă casă, treacă peste casă, să nu intre în casă, nimicească casa. Sângele acela conținea drojdie, ferment, era pur. Vreau să spun că apa transformată în vin de Iisus n-a fost îmbătătoare. Sângele lui Iisus Hristos nu conține nicio drojdie, nici un aluat, nici o îmbătătură de fățărnice, de erodiază farisei, ce este îmbătătura lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. În numărul 6:4, în tot timpul nazireatului lui, să nu mănânce nimic care vine din viță, de la sâmburi până la pirța strugurilor. Vreau să vă spun, îmi place mult, că Dumnezeu consemnează aceste lucruri ca tu care mă ascult să realizezi. Că dacă e sfânt, trebuie să fii pus sfânt deoparte pentru Dumnezeu. Sfinții care sunt în țară, sunt toată plăcerea mea. Psalmul 16:3. Și vreau ca fiecare să realizeze acest lucru. Acum mă duc cu Dumnezeu la altă categorie de oameni care și în ziua de astăzi împlinesc ce li s-a poruncit. Și cuvântul mă duce la recabiți. Ieremia 35:1. Verset. Cuvântul rostit către Ieremia din partea Domnului pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel. Vreau să fiți foarte atenți, pentru că nu permit abatere. Din ce cauză? Domnul mie nu-mi dă voie să mă abat nici la stânga, nici la dreapta. Că vă place că vă place. Eu trebuie să vorbesc cu Dumnezeu așa cum e scris. Și Domnul să ne binecuvânteze. În Ieremia 35:2. Du-te la casa recabiților, vorbește cu ei, adu-i în casa Domnului în una din chilii și dă-le să dea vin. Îți spun eu acum, la el, ți-a dat o medică acum. Nu, nu, era testul. Era testul. Ieremia, du-te la recabiți, adu-i în casa Domnului și într-una din chilii, într-una din căpăcea care aveți aici, pune-le vase, vine ele și dă-le să dea vin. Și acum uitați-vă dumneavoastră la reacția lor. Ieremia 35:6. Dar ei au răspuns. Fiți foarte atenți. Noi nu bem vin. Nu cum să-ți Dumnezeu. Fiți foarte atenți acum. Căci Ionada, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă. Să nu bem niciodată vin. Nici voi, nici fiii voștri. Copilor, n-a vorbit Dumnezeu acolo. A spus, tatăl nostru ne-a dat o poruncă. Deci fac fricinarea așa acum. Ca să mă urmăriți mai departe, că voi veni cu răspunsul Domnului. Pentru că mulți se încurcă în Biblie, să încă îi băgeți în cap. Și vreau să fiu cu răspunsul Domnului. Uitați-vă aici. Ieremia 35:7. Și mai dă Dumnezeu niște restricții în porunca lui Ionada, fiul lui Recab, o da copiilor porunca asta. Să nu bea vin, nici nici fiilor, nici să nu zidiți case, să nu vă semănați o sămânță, să nu țăriți vii, ci toată viața voastră locuiți în corturi, ca să trăiți multă vreme în țara în care sunteți străini. Ceea ce recabițe fac și astăzi. Nu sunteți vii, nu mâncați struguri, nu bea vin, că o să dată să. O dată să. Și acum uitați-vă la răspunsul Domnului. Că Domnul face o comparație cu. Și uitați-vă răspunsul Domnului. În Ieremia 35:12. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel. 35:13. Așa vorbește Domnul oștirilor. Dumnezeul Israel. Du-te și spune oamenilor lui Iuda. Celor de Hodiș, celor de Holod, din Beba, și locuitorul Ierusalimului. Nu voi să luați învățătură? Nu voi să învățați? Mai departe. Ca să ascultați de cuvintele mele și Domnul. Nu vreți să ascultați. Nu vreți să luați învățătură. Mai departe. Ieremia 35:14. Cuvintele lui Ionada, fiul lui Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite. Căci ei nu beau vin până ziua de azi. Și ascultați de porunca tatălui lor. Iar eu v-am vorbit și de vreme, și târziu. Și nu m-ați ascultat. Acum te întreabă Duhul Sfânt. După acest cuvânt pe care l-am zis până acum, n-am vorbit
Și vreau să spun, Dumnezeu a spus, nu pia vin sau băutura vețitoare ca să mor. A consumat vin în cantitate mică sau mare, nu face altceva decât aduce moarte. Și mă duc la primul exemplu, din versetul acesta, nu te uita la vin, nu mă duc decât la prima parte a versetului, nu te uita. Primul defect pe care îl are omul și la vezi toți, sunt ochii. Dacă ochii mei ar fi curați, dacă urechile mele ar lua la ceea ce Dumnezeu prin Duhul Sfânt vorbește, scrie, nici unul din noi nu ne-am trezit nici nevegător, nici neascultător, nici răzvătiți, nici rai. Dar pentru că noi nu luăm seama la măzătură. Noi ne uităm la orice, crezând că noi suntem atotputernici. Vreau să spun că ochii tăi, că nu sunt curați, te vor duce în unde? În iad. Din ce cauza? Te-ați cauți gusturile și plăcerile tale. Și versetul acesta a născut în mine o foame de exemple din Sfintele Scripturi și să vă duc la consecințe. Și toate consecințele astea se duc pe marșa primată a văzului. Exemplele care le voi da, toți acești oameni n-au fecheat asupra ochilor lor. Ochii lor s-au uitat unde Dumnezeu le-a interzis. Fac o referință. Ce-a zis Iov în 31:1? Am făcut șuruință cu ochii mei că nu-i voi opri asupra unei femei, pe tibeșa. Am făcut șuruință. Și acum mă duc cu cuvântul Domnului la Adam și Eva. 2:5 la Genesă. Dumnezeu l-a luat pe om așa de grădina Domnului ca să o lucreze și ca să o păzească. De cine? De cine? Mai departe. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci pe plăcere din orice pom din grădină. 2:17. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci că și ziua care de mânca de imunii de greșit. Genesa 3:1. Șarpele era cel mai șret dintre viețuitoare, spun din nou. Fiți foarte atenți. Cel mai șret dintre viețuitoare. Decât toate zale câmpului pe care a făcut Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat, fără râns. Pune în cumpără cuvântul infailibil al Dumnezeu. Eu acum vorbesc cu un cuvânt adevărat. Vreau să pun în gardă. Eu ce vorbesc, vorbesc cuvântul scris al Domnului Dumnezeu. Dumnezeu l-a scris prin robii săi, prin Duhul Sfânt insuflat, ci fără greșeală. Și vreau să vă asigur că acest cuvânt e mai tăietor ca o sabie cu două tăișuri. Acest cuvânt, dacă nu-l păzești, dacă nu-l împlinești, dacă nu-l împlinești pe vincioșie, ajungi în iad. Pentru că Ioan 12:4-8, cuvântul spune, nu eu vă voi judeca. Cuvântul pe care vi-l vestesc astăzi, pe voi vă judeca cuvântul care l-am zis, pe mine cuvântul care îl vestesc. Și fiți foarte atenți, că nu-i tot una ce vorbesc. Mă interesează că cuvântul pe care îl vorbesc să fie scris. În Geneza 3:6, fiți atenți acum, femeia a văzut. Vă întreb eu, dacă Eva ar fi fost oarbă, ce bine ar fi fost? Ce bine ar fi fost? Dar vorbim așa, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit. Fii foarte atent! Când se face remarca și plăcut! 3. Și că pomul era de dorit. Când vinul curge în pahar, face mărgăritare, ce demonstrează lucrul acesta? Că e fermentat. Iar mărgăritare care face în pahar sunt ochii. Care satana le-a în pahar. Și tu când vezi bulbuci în pahar, ți se naște dorința să bei. Biblia spune, nu te uita la vin când curge roșu în pahar, face mărgăritare. Voi repeta la infinit cuvântul ăsta astăzi, printre cuvântul care trebuie. Din ce cauză? Să facă paralelă. Deci, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă mintea cuiva. Scumpilor, curiozitatea i-a costat aruncarea din Eden. Din ceasul acela, femeia naște cu durere copii, bărbatul lucrează cu sudoare și pământul îi dă spin și fără vidă,
Șarpele se trăiește pe pământ să rănească cu țărână. Din ce cauză? Din cauza că Dumnezeu a rostit blestemul asupra creației. Vreau să vă asigur, ceea ce este în mine acum este Duhul Lui. Aleluia. Și Duhul Lui mă face să vorbesc adevărul Lui. Aleluia. Și adevărul Lui vestit. Și pe mine și pe tine ne va cerca într-o zi. Vreau să te întreb. Ai văzut? Mă duc la cuvânt mai departe. În păcatul lui Acan. Îmi place Biblia. Mi-i dragă. Și fug cu voi în Biblie. Pentru că nu vreau să mă duc în alte cărți decât în Biblie. Și vreau să mă duc dumneavoastră înainte ca să înceapă poporul Israel războiul, asaltul împotriva Ierihonului, în fața lui Iosua s-a prezentat Îngerul Domnului. Căpetenia o știe. Cine era asta? Iisus. Iisus. Și căpetenia aceasta îi dă niște sfaturi precise lui Iosua. Și spune clar, cetatea să fie dată spre nimicire. Animale, oameni, boi, vaci, totul să fie dat spre nimicire, afară de aur, argint, pietre scumpe, care pot suferi pe focul, care trebuie să aduce la cortul întâlnirii. Și acum, mă duc ajunge Dumnezeu la porunca dată. Lucrurile date spre nimicire. Să fie nimicite în totalitate. Că dacă nu le veți nimici totalitate, Dumnezeu vă va nimici pe voi. Și Iosua aduce cuvintele în fața poporului și poporul spune, vom face tot ce a spus Dumnezeu. Și acum merg la război. În Iosua 6:17. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire. Ia și tot ce se află ea, dar să lăsați cu viață pe cumva Rahab și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns persoanele pe care îi trimisese Iosua. Feriți-vă numai, atenție, feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire. Căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veste noroci. Adică, ce face Iosua? Repetă avertismentul pe care i-a dat căpetenia oștirii Domnului. Și poporul acesta spune că vom face tot ce ne poruncești. Iosua 7:19. În popor, eu vreau să zic la Nies, dar poporul merge și la luptă, cetatea cade, știți cu toată, o cerpeaște 6 zile odată, a 7 zi o cerpeaște 7 ore. Și eu s-o dau o poruncă, când vă spune strigați, strigați. Și zidurile vor cădea, voi intrați drept în față, nimicii stop. Se întâmplă lucrul acesta, dar fiți atenți. Dintre cei care erau la război, era Acan, fiul Zabdi, fiul Carmi, din seminția lui Iuda. Și asta a auzit porunca dată de Dumnezeu lui Iosua și asta au zis că vom da spre nimicire toate lucrurile ce au de nimicirii, dar Duhul de lăcomie era peste el. Duhul de lăcomie se manifestă prin vedere. Vede în Ierihon, în primul rând, o manta de șinea. Să gândește ce pune m-a fi pe mine asta, că dacă mă insura, ce fac asta cu pe mine de om? Vede o placă de 50 de sicli de argint, de aur. Și vede 200 de sicli de argint. Și asta șleie, le duce în cortul lui, le îngroapă în pământ și acum poporul Israel urmează să dea saltul asupra cetății Ai. Și zice, iscoadele care merg în Ai, nu mai obosit tot popor. E destul 3.000 de evrei să meargă cu vorbirii, că e o țară, o cetate liniștită. Și când merg în Ai, 36 evrei mor. Aiul piruiește, învinge. Iosua cade în fața pământ și strigă. De ce mai trecut Iordanul? Ca să mă șteargă în asemenea pământul pe fața pământului? Și căpetenia o știe vine la el. Iisus vine la Iosua. Iosua! De ce stai în fața pământ? Poporul Israel o păcătuit! Ați urmărit? N-o zis că Acan? Popor! Fii foarte atent! Trupul binecuvântat din Hodiș e format din voi toți! Unul păcătuiește, tot trupul e vinovat. Trupul ăsta funcționează în unitate. Și acum spune, popor o păcătuit. Scoate picioare.
acel o păcătuit. Iosua se scoală în picioare, adună semințiile, tranșa șorț, care se seminția lui Iuda. După Iuda, familiile se ajunge la Acan. Și acum adun la cuvânt Iosua 7:19. Iosua a zis lui Acan: Fiule, dă slavă lui Dumnezeu! Parcă domnul Acan, că s-a dat timpul de București, și bă, ăsta că mă laudă că am scos eu mantaua după acolo. Dă slavă Domnul Dumnezeului lui Israel! Mărturisește și spune-mi ce ai făcut. Nu mi-ascunde nimica. Și Acan foarte serios zice: Acan a răspuns lui Iosua și a zis: Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului tău. Fii foarte atent! Nu-i spune că o la frate spune: Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului tău. Fii foarte atenți! Nici unul nu o să vă puteți desfimovăți ce făcut de astăzi, că aveți voie să veți cantitate mică sau cantitate mare după predica pe care o să ce cauză? Pentru că vorbesc cuvântul Domnului. Nu vorbesc cuvântul meu. Vorbesc cuvântul Lui. Și vai de acela peste care cade piatra, le va găzda, ala vine spulberat. Iar cel care cade peste ea este stropit. N-aș vrea. Așa-s tipul că ești, mă asculți. Acum a răspuns lui Iosua: Este adevărat că am păcătuit împotriva Dumnezeului Israel și iată ce am făcut. Am văzut! Din nou, o văzut! Te foarte de când vezi și tu ai fost scos din Babilon, ai fost scos din trepet, ai fost scos dintre curvii, dintre prea curvii și tu mergi înapoi în Babilon, ochii tăi din nou vor fi întinați. Mintea ta din nou va vrea. Pentru că uitați-vă acolo în Proverbe 23, când te trezești de meție, zice: Mai vreau vină. Și acum vreau să spun, deci am văzut în prag o mantie frumoasă, deși de aur, 20 de sticle de argint și o placă de aur de cât 50 de sticle. Le-am poftit. Primul lucru, vezi? Văzutul ce face? Naște pofta. Când vezi că curge vinul în pahar și face margaritare, curge roșu. Ce face? Naște pofta. Vine rebelioanele. Nu pot petrece rebelion fără șampanie. Vrei să ai neapărat alcool care face spum. Vreau să te asigur. În vers, nu te vei putea abține să nu-l suci. Pe ce ai consumat, te atins de el, nu vei aștept decât lemn de foc pentru ea. Pentru că cuvântul ăsta e cuvânt care este alfa și omega. E începutul și sfârșitul. Este Dumnezeu. Și Dumnezeu nu vine. Și așa cuvântul Domnului Iosua i-a zis: Pentru că ne-ai nenorocit. Este aia când oriși. Unul din voi dacă consuma alcool. Tătru cu bibona. Biblia spune: Pentru că ne-ai nenorocit. Și pe tine te va nenoroci Domnul. Azi. Atenție. Când? Azi. Când ai păcătuit? Azi. Când ai băut, să știi din partea Duhului Sfânt care vorbeași pe Natanael acum, că în momentul ai murit. În momentul ăla între tine și Dumnezeu a dispărut legătura. Între tine și Dumnezeu nu este legătura. Și pe tine trebuie și Domnul azi, ci tot Israelul l-a ucis cu pietre, l-a ars în foc și l-a ucis cu pietre. A doua oară de veniție. Tot Israelul o dat cu bolova din el, l-a omorât. Domnul nostru l-a dat, l-a băiat în foc, l-a ars în foc. Domnul nostru l-a dat, o mai dat cu bolovani, dar nu mă la cap. În soția lui, în pruncii lui și în tăniam lui. Din ce cauză? Contrazic Acan! Să aducă la Dumnezeu așa blasfemie. Adică, dați prenimicire și tu păstrezi pentru tine. Domnul să ne păzească! Amin. Ce-a făcut Acan? O văzut în prada de război. Fii foarte atent! Poate ești lipsit. N-ai cele trebuie încioase. N-ai bani necesari să cumperi lemn. Și vezi că lemnile sunt bordate de bărbătorii și îngești tu. Mă duc, dar nu-i bunul tău. Ascultă-mă! Nu-i bunul tău! Dacă ai bon, plătit, du-te. Dacă nu, nu te duc. Lasă-te chiar acolo. Din ce cauză? Pentru că Dumnezeu meu e sfânt și vrea să fii sfânt ca acela care te-a venit cu tine umblând pe drum cu coșul cu lemn. Și știi că l-ai luat de acolo fără să ai aprobat, fără să-l plătești. Ăla se va zice. Și pocăi să fură. Vreau să spun, Dumnezeu e sfânt. Mă duc la alt exemplu,
Pentru că Biblia e plină, Samson. Și vreau să mă duc noastră în cuvintele acestea, pentru că nu mă lasă Dumnezeu în pace. Vreau să vă trezesc prima parte a versetului. Nu te uita. Și apoi voi continua mai departe, că compartul e una. Nu te uita la vin când curge roșu, pahaș, face margaritare. Dar acum, la Samson mă ajuns. Cartea Judecătorilor, capitolul 13, versetul 13. Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah. Femeia să se ferească de tot ce a spus. Când cei doi oameni în vârstă, Manoah și soția lui, n-aveau copii, se rugau să aibă copii, Dumnezeu a trimis îngerul. Îngerul Domnului era Iisus. A venit la soția lui Manoah și a spus că va rămâne însărcinată, va naște un fiu care va fi închinat toată viața lui cui? Lui Dumnezeu. Dar fii atent, îi spune îngerul. Pentru atât când vei fi însărcinată, să nu mănânci, să nu bei vin, băuturi bădătoare, să nu mănânci struguri, fructe, din care se extrage băutură și alcool. Din ce cauză? Că cel pe care îl purta în pântece este un nazireu. Și nazireii n-au voie. Și uitați-vă aici, în Judecător 13 cu Paște, să nu guste niciun rob din viță. Fraților, acestea în carne și oase. Experimentez 10 ani că poți fi fără fructe. Eu nu mănânc fructe. Nu mănânc prăjituri, nu mănânc tortă. Lăsați-mi. Din ce cauză? Pentru că Domnul m-a pus deoparte pentru El. Vrea să mă testeze. Și am știut un lucru, că e test pentru mine asta, ca de la vârsta de 42 de ani să ne bag în gura de fructe. Să ne bag în gura de prăjituri. Acis! Să nu mai fac gustul. Acis! De ce? Domnul altceva special cu ființa mea. Și cu ființele voastre. Judecător 13:24. Femeia a născut un fiu, i-a pus numele Samson, copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. S-a depunit până aici. Și acum mă duc la 14:1. Începe degringolada lui Samson. Samson s-a pogorât primul lucru rău. Nazireii sunt de stâncă. Domnul spune dimineața aceasta, fugi în tur! Numele meu este un tur tare! Adăpost scut. Ești păzit, ești ocrotit. Fugi în tur. Samson, coboară. În 14:1, Samson s-a pogorât la Tibna. Fiți foarte atenți. Vile de la Tibna aduc mari prejudicii oamenilor lui Dumnezeu. La Tibna, unul din pruncii lui Iacob, Iuda, priacovește cu nora lui Tamar. La Tibna! La Tibna sunt vii! La Tibna să bea vii! La Tibna e de smărți! Samson n-avea ce căuta la Tibna. Era Tibna o localitate la Filistei. Dar el merge la Tibna și a văzut acolo o femeie din fetele Filistei. A văzut! După ce o vede, nu comunică cu ea nimic. Merge acasă la părinții lui și le spune, am văzut la Tibna o femeie, îmi place, luați-mi-o de nevastă. Și părinții îi spun, nu este în poporul Domnului de trebuie să te duci tu la Tibna? Nu! Luați-mi-o! Acum 14:5. Judecător 14:5. Samson s-a pogorât împreună cu tatăl său și mama sa la Tibna. Frați, părinți, care sunteți și aveți copii, dacă fica ta, fiul tău, pierde un băiat, pierde o fată la Tibna, în tabăra filisterilor, și dacă se bagi de la pământ, nu te du cu ea sau cu el la Tibna. Părinte care m-a ascuns, nu fi de acord! Că Biblia mea spune că ce legătură este între Beliaș și Dumnezeu? Ce legătură este între întuneric și lumina? Ce legătură este între o fată pocăită și un om din lume? Într-un tânăr pocăit și un om din lume? Nicio legătură. Și acum ăștia coboară la Tibna. Îi convinge fiul lor să meargă cu ei la Tibna. Și ei ce fac? Merg. Când ajung la bine din Tibna, 14:5, iată că a ieșit înainte un leu tânăr mugind. Și Samson, fără să aibă ceva în mână, îl sfârșie, îl omoară, și apoi și continuă drumul, fără să spună la părinții lui că el a omorât un leu.
Aici e căderea lui Samson, de-aia precizez lucrul ăsta. Uitați-vă, urmăriți-vă bine. În 14:6, Duhul Domnului a venit pe Samson, și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfârșit pe leu, cum se sfârșește un ier. N-a spus tatălui său și oameni sale ce făcuse. Și acum mă duc dumneavoastră la 14:7. S-a coborât și a vorbit cu femeia aceea și ea a făcut. Atenție! Prima dată Samson a mers singur la Timna. Acolo a văzut o femeie din fetele filistenilor, i-a plăcut. A mers acasă, le-a dat raportul părinților. Am văzut la Timna o femeie, îmi place, luați-mi de nevastă. Și acum îl găsim pe Samson, că ajunge părinții cu el la femeia aceea și intră în vorbă cu ea ca să o ia în căsătorie. Stabilesc nunta. Eu nu stau sfatul tatăl care m-a spus, frate care m-a spus, soră care m-a spus, dacă fiica ta, fiul tău, se însoară la Timna, își ia dintre fiecii în filisteniu sau fiii filistenilor, ca tu să mergi la spățul lor. Nu stau sfatul. Tu trebuie să rămâi pe stâng. De ce? Între tine și lume nu există legătură. Dumnezeu Sfânt, lumea e lume. Și în judecător, 14:8, după câtva timp, s-a dus iarăși la Timna ca să o ia de nevastă. Și s-a bătut să vadă voitul leului. Versetul 14:8, notați-vă, ca căderea lui Samson. Căderea lui Samson. El ca nazireu, n-avea voie să bea musc, să consume struguri proaste sau uscați, sau să mănânce ceva necurat. Fiți foarte atenți. Ceva necurat. Și acum uitați-vă. După ce s-a dus seara la Timna, soia, s-a bătut să bată voitul leului și iată că trupul leu era un roi de albine. O luată la miere, o mânca. În momentul ăla, el ce-a făcut de fapt? S-a întinat. A devenit necurat. Și ce-a mai făcut? O dat șorban sa și a lăsat. Din clipa asta, cade. Tu când copilul tău se face un lucru acasă străin, tu mănânci cu el fără să verifici de unde i-a dus. Dacă nu-i furat, dacă nu-i jertfit idolilor, dacă nu-i adus de la o cea slujbă, fii foarte atent. Cu mâncare te întinează. Un alcool pahar te întinează. Domnul să te binecuvânteze. Cu înțelepciune. 14:10. Tatăl Samson s-a apucat la femeia aceea și acolo Samson a făcut un ospăț ca așa făceau tineri. S-au dus vieți oameni să facă ospăț. Și știm cu toții că Samson deja era abandonat de Dumnezeu. Din ce cauză? Unu, nazireu fiind, n-avea voie nici să consume alcool, nici să-și ia fată nevastă dintre filisteni, nici să mănânce dintr-un hoit, nici să meargă pe calea largă a păgânilor. El era pus deoparte pentru Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu. Și în judecători, 16:17, cuvântul ne și-a deschis toată inima față de ea și a zis, ce la Timna care se însoară, spune el oficitoare acolo, în timpul ospățului, și 30 de tovarăși nu găsbicesc. Și o duplecă pe nevasta lui să afle de unde vine de slejă vicitoare. Și atunci ea spune vicitoare la a lui și el ajunge să realizeze de fapt că e trădat de cea în care se încredea. Și în 16:17, el deschide toată inima. Și stăteți. Față de ea și a zis, briciul n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt dechinat Domnul din mâncile mai și mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsirea să și-aș fi ca oricare altul. Acest lucru îi se întâmplă lui Samson. După ce se însoară cu cea de la Timna, se însoară cu Dalila. A doua căsătorie eșuată. După aceea, găsește o femeie în Valea Șorec, asta o cheamă Dalila la Valea Șorec, și aceasta îl desconspiră. Și ajunge Samson, prin naivitatea lui de a-și deschide inima, să-și piardă ochii. Să-i fie scos ochii. Din ce cauză? Că a privit, a poftit, a vrut să o aibă de soții. Vreau să te atrag atenția. Când curge vinul roșu în pahar și face mărgăritare, ochii tăi nu mai rezistă. Atunci vrei vin. Vă ce vrei vin? Vrei femei, vrei bărbați, vrei desmăți. Și ajungi în iad. Și el pierde ce? Ochii.
Prin ce a venit căderea lui? Prin ochi. A văzut-o. Luați-mă, îmi place! Și acum ochii lui îi pierde. Judecător 16 cu 18, dar le-a văzând și dar le-a vede că își deschiseze toată inima față de ea, a trimis să cheme Dumnezeu Senior și a pus să le spună, suiți-vă de data aceasta, căci mi-a deschis toată inima. Fiți foarte atenți! Acei domnitori ai filistenilor sunt satana și îngerii lui. Ăștia fac înțelegere cu soția lui Samson. 1100 de sichemi. Prin bani. Acum fiți atent. Dalila ce vede? Bani. Vede bani. Când vede bani nu mai rezistă. Filistianca, când vede că are un favor, își vinde dreptul întâi născut. Își vinde soțul. Îl trădează, îl omoară. Și ea, acum le spune, veniți, aduceți banii cu voi, trebuie să-ți toată inima. S-a suit la ea și a luat agentul în mâini. 16-19. Ea l-a adormit pe genunchi. Samson, în loc să stea pe genunchi, să n-a înțelugat un fărbins către cel ce singur putea să-l izbăvească. Ajunge să adormă pe genunchi, Dalilei, ai grijă, alcoolul te culcă. Alcoolul nu ține trează ființa. Și te trezești că faci păcate incurabile, din care nu mai poți să ieși și atunci te vaiți din cauza alcoolului. Crimele care le vedeți noastră, care le auziți noastră, toate este fundal de alcool. Domnul să ne păzească. Amin. L-a adormit pe genunchi ei și chemând un om, a luat cele 7 șubițe din capul lui și a început astfel să slăbească. El și-a pierdut puterea. Filistenii l-au apucat, i-au scos ochii. Vreau să te întreb, ești atent acum? Ochii tăi, dacă nu vor căuta refugiu în Cartea Sfântă, în Cuvântul Domnului, și vor căuta refugiu în internet, vor căuta refugiu în ziare, în reviste murdare, în filme pornografice, ochii tăi te vor scoate din Împărăția lui Dumnezeu. Vreau să te trezești, vreau să-ți trezească Domnul mintea. Domnul vrea astăzi să iei o decizie. Faci șuruință cu ochii tăi? Că nu vei citi altă carte afară de Cartea Sfântă a Biblia? Faci șuruință cu ochii tăi? Că nu te vei uita la alte lucruri afară de Dumnezeu? Pentru că atunci când mi-a zis despre la Dumnezeu, mă luminez de bucurie și fața lui se umple de rușine. Vreau ca fiecare din noi să aibă privirea sintită la marea căpetenie ale Sfântului Călinței, adică la Iisus Hristos. Amin. Și Iisus Hristos nu obosește iertând. Dacă totuși am păcătuit, avem la Tatăl Mijlocitor, pe Iisus care nu obosește iertând, dar vreau să te întreb. Dacă faci de bună voie, știi că e interzis a gusta, a privi, abia a dorit. E interzis! Și tot faci. Finalul este moarte. Mă duc cu ochii mei acum la împăratul David. Am multe exemple, dar vreau să mă opresc la împăratul David, pentru că ăsta e denumit un model care, în loc să-l avem pozitiv, David, în 1 Samuel 13 cu 14, Dumnezeu face o afirmație lui Saul. Ți-am lepădat! Și împărăția am dat-o uluia cu inima după inima mea. Scumpilor! Deci fac împărăția ce-s acum? Că vreau să vedeți oamenii lui Dumnezeu care au avut ungere, despre care Dumnezeu afirmă lucrurile acestea, să ajungi să spună Dumnezeu l-am depădat. Și uitați-vă noastră, în 1 Samuel 15:28, Samuel i-a zis, Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și-o dă lui mai bun decât ție. Adică din mâna lui Saul și-o dă cui? Lui David. 1 Samuel 13:13. Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun. Și n-ai păzit porunca pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Domnul a fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Și atenție! Dar acum, 1 Samuel 13:14, domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său pentru că n-ai păzit ce sporuncise Domnul. Mă uit. Domnul și-a alege pe David. David
tuturor oamenilor. Din ce pricină? Din pricina că era alesul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu făgăduise lui Avram, făgăduise în Geneza 3:15 că sămânța femei va stropi capul seminței șarpelui. Și șarpele va stropi sămânța femeii de cărpiu și sămânța. De acolo, descendența Adam, Avram, Iacob, David. David, Dumnezeu pe seminția asta, pe linia asta, spune că niciodată nu va lipsi de pe tronul Israel un urmaș care să fie din seminția lui David. David era un om ales de Dumnezeu. Și zice că în momentul în care David ajunge împărat peste întreg Israelul, are de gând să-i facă o casă Domnului. Și spune prorocul Natan, eu locuiesc într-o casă de cedru la Ierusalim și chivotul Domnului e în cort. Vreau să-i fac o casă. Prorocul îi spune, fă tot ce ai pe inimă, Domnul este cu tine. Dar în noaptea următoare, cuvântul Domnului îi vorbește lui Natan. Du-te și spune lui David că nu tu îmi vei zidi casa, ci unul care va ieși din trupul tău. Și acolo că Dumnezeu ajung să merg la război, poporul Israel era în război cu fiul Amon. David, de regulă, era în fruntea trupei. De data aceasta David rămâne la Ierusalim, în casa lui de cedru, să-și petreacă. Și lasă pe popor la luptă împotriva fiilor la Amon. Și în momentul în care David rămâne la Ierusalim, o femeie, nevasta lui Urie, Hetitul, fata lui Eliab, vreau să vă spun răspicat, își găsește în timp de război. Pe toată ei era pe front. Era coștenul David pe front. El merge să scade în fața templului lui David. Casei lui David. David, în 2 Samuel 11:2, spune Biblia, într-o după amiază spre sară, David s-a scoat de pat și de când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă aici. Fii atent! Deci, iese din pat sătul de odihnă, mâncat, băut, vei spune, scrie, o dată imediat. Și se plimbă. Mă duce gândul acum la Nebucadnețar. Nebucadnețar din perioada lui Daniel. Se plimbă pe terasa palatului său, se uită cu ochii când vede cu ochii ținuturile și spune, nu-i asta împărăția ta? Nu-i asta tot ce vezi tu, ea ta? Află împărat Nebucadnețar. Astăzi, împărăția ți-a fost luată. Astăzi, vei coborî ca un animal să pași iar cu 7 evreie, rociul să te unghe. De ce cauză? Că ai nesocotit pe Dumnezeu. Ai zis că tu, împărăția este a ta. Și acum la David se plimbă pe acoperișul casei lui și de acolo sărește. Dacă David ar fi fost un împărat cu inimă de Dumnezeu, te întreb eu, ochii lui o vedeau pe aia să le doare? În primul rând vă spun, David ar fi fost în fruntea oștii. A doilea lucru, chiar dacă ar fi fost tot pe aceea acolo, nu l-ar fi interesat, pentru că ochii omului neprihănit nu nasc pofte. Ochii omului neprihănit nasc compasiune. Mi-e milă de o femeie sau o fată dispățată. Mi-e milă. Și vreau să spun, numai pentru că atunci când văd despărțată să-i o drept, îi spun că e normal îmbrăcată. Că ceea ce-a făcut nu-i bine. De ce? Pentru că Dumnezeu e masă vreau să fie înțelepciune. Și acum îl găsim pe David. O vede că e și foarte frumos. Și trimite. Prima dată întreabă, chestionează. 2 Samuel 11:13. David a întrebat, cine este femeia aceasta? Și a spus, este Bașeba, fata lui Elia, nevasta lui Urie Hetitul. Adică, e fata preotului Elia. E nevasta oșteanului tău. Adică să știi tu detaliile acestea și totuși trimite să-i aducă. Vreau să te întreb, de la vârst, la poftit,
Cât e cale? Cât e cale? Clipă. De la poftit la păcat, cât e cale? Imediat au dus-o să lucre cu ea. Imediat! Nu că sunt că mai tratează. Nu! Să curgă! Mai mult după aceea. O trimite acasă și când ea află că e însărcinat de trimitivor, e atinget falsă și asta. Nu este mate omul care se încade omul. Vreau să vă spun răspicat. În mine se naște așa o dorință de sfințenie cu dumneavoastră nu-mi puteți realiza. Dar când văd lucrurile acestea, parcă se întrește într-o Duhul în mine. Domnul, de la om cu inimă după inima ta, să ajungi la aceste păcate monstruoase. De ce cauză? A plinit! Ce-a făcut? A sărit! A sărit, a poftit și a făcut faptul. Și a adus moarte spirituală. Și acum găsim că femeia care rămâne însărcinată, David face niște pași curâți. În primul rând, trimite după bărbatul ei Urie Hetitul, îl cheamă la el, îl satură și îl îmbată. Și îl trimite în permisie acasă. Crezând că acest bărbat va merge acasă, se va conecta cu soția lui și era gata, el spălat, că pruncul va fi de la el. Planul lui se potrivește. De ce cauză? Urie, un oștean credincios, se culcă cu camarazul lui la partea împăratului. Și nu coboară la casa lui. Și zice, în 2 Samuel 11:7, Urie a venit la David care l-a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului și despre mersul războiului. Apoi David a zis lui Urie, pogoară-te acasă, spală-ți picioarele, Urie a ieșit din casă să plătească și a fost urmat de un dar din partea împăratului. Cât de față. Îl cheamă la el, îl întreabă despre comandantul trupelor despre Ioab, al vals. Și acum, pentru mine acasă, însoțit un dar. Îți fă aminte când Afra face așa înțelege cu soția lui Sarai. Când coboară la Egipt și spune, ți-ai spui că sunt fratele tău, că din pricina ta îți vrei șopii. Și împăratul faraonului Egiptului o ia de nevastă. Și în momentul în care află că e soția ăstuia, o trimite înapoi, nu cu mâinile goale. Da! Vreau să vă întreb, să vă spun foarte clar. Numai oamenii care cred că prin darul își pot câștiga mântuirea, se înșală. Darul oferit de Iisus Hristos în Calvar, prin moarte pe moarte, că când e suficient să vă scape din moarte, din blestem, să mă ducă la viață. Dar dacă mă duc înapoi, îți mai rău ca un animal. Și aici găsim că David, în 11:8, în 11:9, dar Urie s-a culcat la poarta casei din împărătești cu toți slujitorii. A văzut și el David, că nu mai se culge acasă. Și am uitat să văd la David. David îl cheamă din nou. Urie a răspundut David, din farete. Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în cortul. Domnul meu Ioab, adică este comandantul de oști, deci că e domnul lui, aduce slujitor ascultător. Și slujitorii Domnului meu sunt tăvărți în câmp. Și eu să intru în casă, să mănânc, să beau, să mă culc cu nevastă mea. Viu ești tu și viu este sufletul tău, că nu voi face lucrul acesta. Dar acum uitați-vă clar. David a zis lui Urie, mai rămâi și astăzi aici și mâine îți voi da drumul. Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi. Și acum uitați-vă ce dată cu el. Că aici am să ajung. Pentru că unii nu cunosc cuvântul. Eu vorbesc cuvânt. Și zice, David l-a poftit să mănânce și să bea cu el și l-a îmbătat. La fel și seara. Închipuiți-vă. El împăratul David bea ca porcul să bată ca vițelul și el și îl bată și pe ăsta. Crezând că astfel l-a determinat să meargă acasă, să se culce cu nevasta și să rămână pe spatele lui pruncul. Ei! Urie a ieșit, s-a culcat cu slujitorii. N-a mers acasă. Ba, n-a mers acasă. Și acum Dumnezeu de gheață. David credea că fapta lui nu-i grabă acum. Pune hotarul. După ce adică Urie nu merge acasă, scrie o scrisoare, altă mărșărie,
și o trimite prin urie. Lui Ioab. Și spune lui Ioab în scrisoare, pune de urie în locul cel mai bine apărat a fiilor Amon și când ăștia contraatacă, voi trageți-vă la voi! Ca el să fie lovit și să fie omorât! Scumpilor! Un om cu inimă după inima Dumnezeu din ce că au fost aici. Au fost mai tare ochii. Au fost mai tare pofta. Au fost mai tare instinctele animale din el decât Dumnezeu. Dumnezeu s-a depărtat de el. De ce cauză? Păcatul e atât de rău. Și acum, zis și făcut, ori el pune locul cel mai bine apărat, să treacă înapoi ei toți și ci fiul Amon îl omoară pe David. Și David pe Urie. Și acum e primit imorul lui David. Și David zice lui Urie, nu te mai necăși acum. Sabie, omoară și stânga și dreapta. Nu te mai necăși acum. Așa se întâmplă, făcând bună luptă. Și apoi el e liniștit. Dar nu-i liniștit Dumnezeu. Nu-i liniștit Dumnezeu. Dacă se pare ție că Dumnezeu tace, deși. Dumnezeu îl trezește pe prorocul Natan și spune, du-te la David. Și spune. Și Natan vine la David și spune, într-o cetate. Este doi oameni. Unul e bogat, are turmă mare de oi, și altul e sărac, are singură mielușată care și-a cumpărat-o, care crește și-o ține la cheptul lui, o hrănește la cheptul lui și-o crește până la copilul lui. Și-a venit la omul ăsta bogat, un om, într-o atolire. Și bogatul nu s-a îndurat să ia de oi din lui. Și-a luat oaia săracul. Și o pregătit-o omului care vine de călătorie. Și David să mânie, să mânie. Și zice, cine a făcut fapta asta să fie mort, să fie omorât. Și 4 mii să se dea în locul mielii pe care l-a luat-o la el. Și prorocul Natan îi spune, tu ești omul acela. Tu ești omul acela. Că David recunoște că am păcătuit. Și dar Natan îi spune, Dumnezeu îți iartă păcatul. De ce îți iartă păcatul? Vreau să spun dar. Era vremea jertfelor. Nu era vremea harului. Dacă acum în har ai curvărit și ai omorât oameni, nu mai ai șanse. Ca om mântuit. E foarte des. Dar vremea jertfelor, pentru un păcat, aducea un animal, jertfei, și asta era răscumpărat. Dar nu aș vrea să fii împreună David niciunde. Când David face afirmația aceea din Psalmul 38, nu mai rămas nimic în trupul meu sănătos. Totul e o coptură. Totul s-o coptătură. Și acum, zice, cei 4 mieri de care ai vorbit, sunt 4 pungi tăi. Păcatul David, îl costă. 1. Pruncul care se naște din Bașeva atunci, mor. 2. David are mai mulți copii cu mai multe universe și unul din prunci, Amnon, se îndrăgostește de o soră de-a lui Absalom, Tamar, și o necinstește. Și când Absalom află fapta lui Amnon, din porunca lui, îl execută pe Amnon, a doilea. Absalom, în vasul întregului Ierusalim, să ridică împotriva lui David, intră la țintoare tatălui său pe terasa acoperișului din David o păcătuit. Uitați-vă cu Dumnezeu. Acolo de unde David a văzut pe Bașeva. Acolo se urcă Absalom și se culcă cu toate țintoarele lui în vasul Israel. Ce însemna asta? Că Absalom declară războiul David. Și Absalom urmează să fie omorât de Ioab, că pe tine au oștirii lui David, cel care l-a pus pe Urie Hetitul, un loc bine apărat, să fie omorât de fiul Amnon. Fiul Amnon. 3. Urmează al 4-lea Adon. Adonia, după ce David moare, Solomon este înscăunat ca împărat peste Israel și el îndrăznește și ceară cu doamna sa prin Bașeva să îi dea pe Sunamita, pe Abishag Sunamita, ca nevastă. Solomon rostește prin acestea. Hotărât, Adonia astăzi moare. Și îl trimite pe Benaia și îl omoară pe Adonia. 4 prunci. Igvala de cuvântul care prorocul îi spune lui David,
Și vreau să spun, m-am grozit acel verset în care spune Dumnezeu cuvintele astea că sabia din casa ta nu se va mai depărta niciodată. Din ce cauză? Că ai făcut pe vrășmași să buiască pe Dumnezeu. Și vreau să spun, dacă fapta ta care ai făcut-o face vrășmași să buiască pe Dumnezeu, sfatul meu ar fi, mai bine te-ai fi născut. Mai bine nu te-ai fi născut. Pentru că Dumnezeu va așa să lasă. Să fii foarte atent. Dumnezeu vrea acum să ne dea o lecție foarte clară. În 2 Samuel 12 cu 10. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta. Pentru că m-ai disprețuit. Pe cine? Pe Dumnezeu, fraților. Dacă și îți ar trebui mâinile astea mai mult, ți-aș fi dat. Nu m-aș fi oprit dacă te-ai avut. Pentru că m-ai disprețuit. Și pentru că ai luat pe nevasta pe nevasta lui Urie Hetit. M-ai disprețuit. Ai făcut-mă vrășmaș să mă hulească. Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta. Și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale. Și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia. Cine a fost asta? Absolut. Din ce cauză? Din cauza că David nu și-a putut controla cele 5 simțuri. Predica mea, dacă ar fi timp, m-aș duce pe cele 5 simțuri. Vreau să spun ce ai putea pe tine? Ochii? Mâinile? Auzul? Ce ai putea pe tine? Gustul? Tipăitul? Ce ai putea pe tine? Pentru că dacă e Dumnezeu în tine, simțurile acestea, toate, 5, conlucrează cu Dumnezeu la mântuirea ta, la salvarea ta, la izbăvirea ta. Vreau să spun, modelele acestea m-au pus pe jar să predic un cuvânt foarte profund. De tine ferice că e seama. Nu mă poate lăsa cuvântul să nu mă duc încă la două exemple, pentru că ar fi nedrept. Să văd fiecare mea lăsă ceea ce face păcatul. În primul rând, în Geneza 7, Dumnezeu face o afirmație despre noi. Și ce spune de El? Om neprihănit. Urcă noi în corabie tu și casa ta, că te-am găsit neprihănit între oamenii din vremea ta. Din vremea ta. Și în capitolul 9:20, Geneza 9:20, îl găsim pe Noe, primul cultivator de viță de vin. Un om care își face o grădină de vin. Să dea și de viță de vin acolo. O cultivă. Și Noe îl găsim că storce vin, bea, se îmbată, se dezgolește în mijlocul cortului lui și când se trezește din vină, află ce a făcut pruncul lui. Canan, nu Canan, față. Dar el așa aflat, era beat. Și rostește pe un blestem. Canan să fie robul tuturor, măcar că Ham văzuse colecția lui Noe. De la om neprihănit să ajungă să se împerte, să se descolească. Vreau să spun, ce-a făcut el? S-a ocupat de cultura viței de vie. Dacă mă asculți și nu te poți stăpâni, tai afară. Tai afară! Atât a putut să lași în grădină cât poți consuma! Nu storci o bobă. Când ai stors-o, vei vedea că curge roșu un pahar, face mărcăritare. Ochii ți se vor uita pe nevasta altuia și vei trezi mușcat de basilic. Mort pentru creșnicie. Mă duc la alt exemplu, pentru că nu se poate. Lot. Când Avram, în Geneza 13, cu Lot, avea o turme mare, nu intră la pământul. Avram îi spune, nu-i bine să ne certăm, noi suntem frați. Dacă nu apuci la dreapta, iau cu la stângă. Și îl zice că Lot a privit către ce? Câmpia Iordanului, care era ca o grădină a lui Dumnezeu. Și îl zice, i-a plăcut. Și am zis, Lot ce-a plăcut? Și-au închis corpurile până unde? Până în Sodoma. Deci nu m-am câmpie. Până în Sodoma. Și Lot ajunge mare om în Sodoma. Biblia spune că Lot își chiruia în fiecare zi zile în Sodoma. Dar vreau să spun cuvântul Domnului pentru că aici vreau să ajung. Lot a
ajunge în 19, Genesa, ajunge ca să fie scos din Sodoma și Gomora în urma mijlocirii lui Avraam de către înger. El, soția și el două fete. Jinerii n-au ieșit pentru că credeau că Lot lumește. E foarte de la limba și la cuvinte. Și acum, temerea lui, pentru că îi părea rău după Sodoma, se întoarce înapoi și rămas stare de sat. Dar Lot ajunge în Soar împreună cu două oficiale lui. Fiți foarte atenți. Nu uită fetele astea să-și ia alcool cu ele. Ce ne spune mie asta? Că ele, de fapt, au împrumutat obiceiul Sodomei și Gomorei. Adică, trăiau în dezbătul de acolo. Pentru că în peștera din Soar, cum ies, intră într-o peșteră, fetele lui Lot, zice, nu ia spre niciun om în priașmă, ca să ne putem păstra sămânța. Și au făcut. Au dat să bea tatălui său, ca să-și poată păstra sămânța prin el. Și a suvenit primul incest consemnat de Sfintele Scripturii. Alcool a adus fetelui Lot să-l pună să bea pe Lot, era familiarizat cu păcatul ăsta probabil, și el, în beția lui, să aibă relație cu fiicele lui. Din prima fată, fata mai mare, se naște Moabul, iar de fiică mai mică se naște Amoniții. Și Dumnezeu Domnul pruncă clar lui Moise, pe Moabit și pe Amoniți să nu-i lași să intre niciodată în casa Dumnezeu. Din ce cauză? Că sunt copii din curvie. Că sunt copii din curvie. Fiți foarte atenți. Incestul consemnat în Scripturi, pe final cui s-a făcut? Alcoolul. Le-a dat să bea vin. Acum te întreabă Duhul Sfânt prin Natanael. M-ai bevit?